Salutare, dragi prieteni ai gustului! Ne revedem cu o nouă rețetă, cred eu, foarte interesantă și de actualitate pentru dumneavoastră, pentru că mereu aud aceeași întrebare. Cum gătim un steak așa cum trebuie? Ei bine, rețeta de astăzi este steak la tigaie cu niște hripi foarte frumoși și un sos bernez. Ce căutăm atunci când vrem să găsim o carne bună? Ei bine, am două bucăți de carne pentru că aș vrea să vă arăt două perspective diferite. Cea mai roșie din partea stângă este o bucată de vrăbioară, cum se mai numește în limba engleză New York Steak, de vită matură. Și în dreapta am un T-bone de vițel. Întotdeauna când avem o culoare ceva mai pală, este vorba despre un animal mult mai tânăr. Animalul mult mai tânăr de multe ori propune o carne mult mai fragedă. Când căutăm carne roșie, avem nevoie de marmorare. Da? Marmorarea este partea aceasta stridentă, să-i spun așa, cu grăsime. Foarte important, atunci când avem o carne macră, roșie, trebuie să avem grăsime în interior. Grăsimea, pe măsură ce se gătește, se topește și, bineînțeles, oferă pe lângă gust și frăgezimea de care are nevoie. Lângă bucata noastră de carne, pentru un grătar făcut acasă cât se poate de corect, am decis să iau aceste două bucăți de hribi, foarte frumos. Hribul, na, în perioada asta, este cumva pe final, sper să mai găsiți și dumneavoastră în piețe. O ciupercă plină de savoare, extraordinar de cărnoasă, practic o garnitură cât se poate de corectă pentru o bucată de carne gătită corect. Și na, o să încep cu ciupercile. Întotdeauna dacă aveți niște ciuperci frumoase, trebuie spălate pentru că au firicele de pădure, să-i spun așa. Mai departe, am zis că facem un sos bernez. Pentru sosul bernez am nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, am nevoie de o oală mică. O oală mică în care o să pun undeva la 50 de ml de oțet. O să am nevoie de jumătate de ceapă pe care am să o tai foarte fin. Și ce încerc să fac este să reduc oțetul, astfel încât să devină foarte concentrat, dar în același timp să-i dau și o aromă suplimentară. Da? O să pun niște ceapă, mai pot să pun niște pătrunjel. Dacă avem tarhon, ar merge foarte bine. Eu nu am tarhon verde, ci am unul murat. Putem să punem cimbrișor, putem să punem, nu știu, dacă ne place leușteanul, orice vă place dumneavoastră, nu este o rețetă standard. Și o reducem la temperatură foarte joasă. Mergem undeva până într-o 100 de grade, aș spune 80. Să lăsăm aromele să se întrepătrundă foarte bine. La final o să vă arăt ce e de făcut. O să avem nevoie de un gălbenuș de ou și puțin unt la temperatura camerei. O să amestecăm foarte bine și o să obținem o emulsie. Emulsia noastră va fi, de fapt, sosul pentru acest steak. Bun, o să folosesc o metodă foarte clasică în ceea ce privește gătitul ciupercilor, dar și al cărnii. Și anume, puțin ulei în tigaie, o rămurică de cimbru și, bineînțeles, niște usturoi. Și aici, doar cu lama cuțitului, o să strivesc, astfel încât să dau drumul la uleiurile acelea volatile. Ce ar fi bine să facem de multe ori, când avem suprafața atât de mare de ciupercă, este să luăm o pensulă și cu pensula să turnăm ulei, astfel încât să ungem întreaga suprafață. Cu hribii și, în general, cu ciupercile, trebuie să ne comportăm fix cum ne-am comportat cu o bucată de carne. Și atunci am să iau niște sare, să presar, și niște piper, proaspăt măcinat întotdeauna, și direct contact cu tigaia. Nu uitați, ciupercile trag foarte mult lichid. În cazul nostru o să tragă ulei. Așa că nu le lăsați fără ulei, pentru că stratul acela de protecție pe care îl oferă uleiul va intra în interiorul ciupercilor și atunci se vor arde. Pentru că sunt cu carnea pe masă,
cu cărțile pe masă sau cu carnea pe masă. O să asezonez foarte bine. Și asta trebuie să facem întotdeauna cu câteva minute înainte de a avea bucata de carne în tigaie. Sau pe grătar, sau cum preferați să o gătiți. Asta îmi doresc. Să am rumenirea asta de carne. Vine rândul untului. Sare unt. Și acum o să înapez. Practic, acopăr. Poate să fie carne, poate să fie legume, orice. Le îmbăiez așa cu untul acesta fierbinte. Le mai lăsăm un pic așa să se pătrundă. Pentru că atunci când ai bucăți foarte groase de ciuperci, se comportă fix precum carnea. Crusta o obținem foarte repede, dar la mijloc o să rămână crude. Dacă avem un capac, de exemplu, știți că eu nu folosesc capac, o să pun o farfurie deasupra, las aceeași temperatură și las să se aburească un pic în untul acela. În scurt timp, undeva la 2 minute, voi avea și oțetul acela infuzat cu arome și mă voi putea ocupa și de sos. În primul rând, am nevoie de oul separat. Am nevoie doar de gălbenuș. Ar trebui să folosim un gălbenuș pentru fiecare porție. Dacă avem nevoie de 2 porții, 2 gălbenușuri. 4 porții, 4 gălbenușuri. Puteți să gustați din această reducție. Când oțetul își pierde din forță, înseamnă că ați obținut ceea ce avem nevoie. Și deja oțetul, dacă îl inspiri, te ucide, staie respirația. Dacă îl gust și e dulce, obținem gustul acela acid, dar delicat, reducția noastră este reușită. Și acum doar o să strecor. Și ce o să fac este să torn gălbenușul în oală și încep să amestec. Pentru că lichidul meu este destul de fierbinte în acest moment, am nevoie să-l răcesc. Și cum îl voi răci decât cu un cup sănătos de unt. Și cu untel o să-l incorporez în lichidul meu fierbinte. Și acum ar trebui să știți că am focul la minim, minim, cât se poate de jos. Pe ochiul cel mai mic, focul la minim. Pentru că încercăm să gătim gălbenușul, da? Să știți că puteți înlocui telul cu un blender de mână, dacă vă este mai ușor. Și aș vrea să vă arăt sosul acesta. Cribii, cu siguranță, s-au înăbușit. Și să știți că ce mai putem face de multe ori este untul acesta extrem de gustos pe care pot să-l inserez fără nicio problemă atâta timp cât nu e ars în sosul la care lucrez. Și acum voi repeta procesul de gătire pe care l-am folosit cu hribii ceva mai devreme. Încingem destul de bine tigaia, ulei de măsline, cimbru, 2 căței de usturoi. Întotdeauna când avem o latură cu grăsime, de aici pornim gătirea noastră. Chiar dacă este pe lateral, aici îmi doresc să încep cu carnea. Pentru că vreau să scot gustul acela bun de grăsime. Vreau să rumenesc și în același timp să retopesc grăsimea de pe margini. Și apoi le dau drumul fiecăreia să ia contact cu tigaia. În acest timp, pentru că sosul bernez merge foarte bine cu ceapă verde sau chives. Știți, această ceapă verde foarte concentrată, ceva mai dulce decât ceapa verde clasică, pe care o să o tai cât pot de fin și o să o inserez în sosul bernez. Întorc și bucata de carne foarte bine rumenită, unt foarte gras, întotdeauna unt dintre acela de 80 plus grăsime, cu care tot așa voi îmbăia suprafața de sus a cărnii mele. O bucată de carne de 1,5 cm maxim 2 ar trebui gătită fix
două minute pe o parte, două minute pe cealaltă. Bineînțeles, cu procesul acesta de napare integrat în băiere, în unt. Pentru că bucățica de vită matură este ceva mai subțire, am să o scot prima și ăsta e un pas pe care îl uităm de foarte multe ori sau nu-l băgăm în seamă, pe anume relaxarea cărnii. În momentul ăsta, 3-4 minuțele, tensiunea aceea contactată între fibre va dispărea și carnea se va relaxa. Și am să fac același lucru și cu bucățica de vițel. Așadar, carnea mea este gata. Acum o las 3-4 minute să se odihnească, cum mai spunem noi bucătarii, și vom fi gata să aranjăm în farfurie întreg preparatul. Am un T-bone, da? Înseamnă că pe mijloc am o bucățică de os și o să încerc să decupez pe lângă os. Și aș vrea să vă arăt cât de zemoasă și apetisantă devine o simplă carne de vițel. Trecem și la bucățica de New York steak sau vrăbioară. Aici o să avem o carne mult mai roșie. 2 minute pe o parte și 2 minute pe cealaltă. O carne zemoasă, un medium foarte bine gătit. Bun, și o să montez două farfurii, una cu vita matură și una cu vițelul de lapte. Două bucăți de carne total diferite, vițel de lapte, vită maturată, cu hrib și sos bernez. Foarte ușor de făcut, în 20, maxim 30 de minute dacă aveți probleme cu sosul. Și acum urmează partea cea mai frumoasă, degustarea. Iau așa, wow, niște vițel. Foarte, foarte bun. Și acum carnea ceva mai expresivă. O să aibă ceva mai mult gust, pentru că a avut și grăsime. Este vrăbioara de vițel. Două bucăți foarte bune de carne. Lucrați cu ele. Experimentați-le în bucătăriile de acasă. Și, la sfârșit, bineînțeles, poftă bună! Tipsul de astăzi este despre spatula asta roz. Nu. Este despre nuci. Nu orice nuci, nuci caramelizate. Și, pentru nuci caramelizate, avem nevoie fix de două ingrediente. Nuci și zahăr. Așa că mă apuc de treabă. Două tigăi pe foc, putere medie. În tigaia din fața mea o să pun niște nuci pe care vreau să le tostez. Nucile caramelizate sunt mult mai bune dacă nucile sunt coapte înainte, da? Nu punem nuci crude. Și în partea din dreapta am zahăr. Zahăr pe care o să încerc să-l transform în caramel. Și deja zahărul începe să se topească. Și cum se întâmplă asta, începem să-l amestecăm. Amestecăm în zahăr până ce devine omogen. Foarte important să nu mai rămână nicio particulă de zahăr, așa cum o știm noi, solidă. În momentul în care ajungem, începem să scoată fum tigaia, o să opresc focul și doar voi amesteca. Cu nucile, în momentul în care obținem rumenirea asta așa colorată, sunt gata. N-avem nevoie de mai mult. Și acum voi începe să amestec frenetic. Dacă simțiți că aveți focul prea tare, puteți să dați tigaia la o parte, să lucrați un pic pe blat, o aduceți iar în foc, tot așa. Caramelul trebuie să aibă culoarea asta maronie, auriu. Niciodată m-a închis de atât. Bun, în momentul ăsta am pus cam multe nuci, nu o să le pun pe toate și le voi amesteca. Astfel încât să se acopere cu tot caramelul. Și le amestecăm în tigaie până ce acoperim în toată suprafața nucilor cu caramel. Pe un tocător sau o tavă separat, punem neapărat hârtie de copt. Și odată ce am acoperit nucile cu caramel, nu vom face decât să le presărăm.
pe suprafața gata pregătită. Le lăsăm să se răcească și ca un mic atu, întotdeauna puțină sare. Foarte puțină sare, așa, să se lipească de stratul ăsta de caramel. De aici încolo le putem mânca precum semințele. Dar doar când s-au răcit. Să nu băgați niciodată nuci caramelizate fierbinți în gură. Poftă bună! De la marketing la creație de bijuterii și organizare de festivaluri de food, a ajuns să facă ce îi place cel mai mult, și anume bucătărie, dar doar din poziția de moșier. În sfârșit, învățăm să ne asumăm gastronomia românească și să o modernizăm. Dar încă nu avem răbdare și încercăm să ardem procese pentru a-i ajunge pe ceilalți cu tradiții de sute de ani. Astea sunt cuvintele lui Bogdan Doltul, invitatul meu de astăzi. Ai trecut prin foarte multe domenii de-a lungul timpului. Foarte. Foarte mult. Ce te-a adus aproape de noi? Cel mai mult mi-am dorit să reușesc ca dintr-o pasiune, cum e gătitul, gastronomia, să ajung să fac un business. Și chiar dacă n-am reușit de la început să fac asta, după mulți ani de experiență în alte domenii, știi, am zis că e momentul să vin aici. Spune-mi la ce ne uităm acum. La povestea locului, la povestea ingredientului sau a personajului care creează aceste proiecte coerente? Cred că la toate aceste aspecte. Nu știu dacă în momentul de față există un loc care să le aibă pe toate, dar fiecare poveste e importantă. Lucrând în marketing, întotdeauna povestea va vinde mai mult decât produsul, așa că e important să faci o poveste din orice. E mișto ca locul să aibă o poveste sau să-ți creezi o experiență de poveste, produsul să-ți dea o experiență de... sau la fel și personajul care e spatele produsului. Ești foarte ancorat în gastronomia românească. Cum vezi peisajul culinar românesc în momentul ăsta și care sunt perspectivele? Unde trebuie să mai lucrăm și ce potențial avem pe viitor? Cred că trebuie să lucrăm la comunitate. Nu cred că în momentul de față există o comunitate coerentă a gastronomiei sau dacă e timidă, acum se construiește. Și până când nu vor fi mulți, nu vom avea putere să facem lucruri. Ce crezi că ne împiedică să creăm această comunitate? Sunt orgoliile? Orgolii și invidie. Cum vezi evoluția consumatorului de restaurant în România? Și... Băi, cred că cu toții putem spune că în ultimii ani a evoluat foarte mult și că se vede că e mult mai cunoscător în ceea ce cumpără și eu simt că anul ăsta va fi definitoriu pe ce înseamnă mod de consum al omului. Care e mâncarea ta preferată? Românească? Două sunt. Pot spune că sunt sarmalele. Da. De viță, reci, sloi, așa, deci alea. Aș mânca o oală întreagă și paprikașul de pui. Mici sau sarmale? Acum ce alegi? Tot sarmale. Băi, tot sarmale, dar și mici sunt de suflet. Burger sau pizza? Burger. Fiecare invitat este introdus în peisaj, așa, are valențe în industria ospitalității, dar și în bucătărie. Și tu trebuie să spui asta, că mai gătești. Din când în când. Da. Și îți face plăcere. Foarte mare. Te deconectează. Da. Asculți muzică rock cu... Câteodată. Câteodată. Ei bine, astăzi o să ne gătești în 10 minute. Așa. Un nou. Și alte ingrediente pe care le avem la dispoziție. Ok. În interpretare proprie. Hai, accept. Să vedem ce facem cu el. Să pornească cronometru. Bogi, 10 minute da. Și un nou sau două și toate ingredientele de pe masă. Două. Okay. Ok. La ce te-ai gândit? La o papară. Papară. Cu jumăr, puțină slană și niște ceapă. Am înțeles, exact cum nu ai voie să mănânci. Exact. Știi că tot ce e rău e bun. Da. Și ai găsit și prilejul ăsta, că știu că în ultima vreme ești mai... Nu poate să-mi spune nimeni nimic. Aici. În ultima vreme ești mai disciplinat din punct de vedere alimentar. Se așa vede? Am auzit. Se vede? Nu se vede, dar așa am auzit. Mamă, deci ai curățat ceapa la coș.
Cam bucătăria de acasă. Păi nu sunt... Eu așa știu să gătesc. Așa. Trebuia să gătesc altfel? Nu, să gătești cum știi. Ia uite, ceapa o tai ca la restaurant. Păi dacă ești lângă mine, mai devreme nu erai. Vrei să te ajut cumva? Nu. Nu? Mă descurc. Ah, ok, bun. Gătești acasă? Da. Dar rar. Foarte. Nu prea stau pe acasă. Ia zi-mi, punem ulei ceva? Păi nu, o să punem puțină slănină, că o să-și lase... Băi, păi ăsta e truc de bucătar. Să scoți grăsimea din slănină... Un pic, așa. Da, așa. Mai avem 8 minute. 8? Cum te încadrezi cu timpul? Eu zic că sunt ok. Bun. Mamă, slăninuță. Oare există bucătari care să nu iubească slăninuța? Băi, dacă sunt, e trist. Și a fost slăninuță. Poveste de dragoste. Băi, da, că tot mă întrebai mai devreme ce gusturi am luat de la bunica, uite, ăsta e unul dintre ele. Papară cu... Curculițele unde ești? Așa, telul, curculița, așa, ca în popăr. Bun. O să folosești și jumări, da? Da, acum ne spun. Deci, văd că ai niște fărâme de jumări. A, îți plac astea fărâmițate, așa. Bun, m-ai rugat să găsesc o tigaie mai mică. Da, te rog, ca să se umple papară și să spune unde așa facem. O tigaie mai mică, care alunecă, ia uite, alunecă pe plită. Ai pus sare sau pui deasupra? Cum nu, faci? Nu, pun deasupra. Da? Nu-mi place să pun. Plus că ai dreptate, slăninuța poate fi sărată, jumările la fel. Păi, îți place să o pui în două sau în patru? Că o tai și o întorc în tigaie. Am înțeles. Ca acasă, nu la restaurant. Păi nu știu, nici acasă. Fiecare asta zic că e foarte frumos, că fiecare are o tehnică diferită în gătirea unui. Da. Deci ăsta e gustul copilăriei. Ăsta e gustul copilăriei mele, da. Slăninuță cu ceva murat. Cu ceva murat, bineînțeles, cu murături. De preferință în saramură, nu în oțet. A, ăștia sunt în oțet. Asta e. Adaptăm. E gata? Da. 6 minute. Au trecut. Deci m-am descurcat? Da, da. Da, da dar da, ce? Nu, dar să vedem cum îl pui și... Poate cade pe jos și trebuie să iei de la capăt. Ce faci? Așa. Băi, dar farfuria asta arată totul bine. Păi noroc cu ea, că altfel... Nu pot să zic că e cea mai spectaculoasă farfurie. Piper. Piper. Proaspăt râșnit. Oh, no. Asta e... Cu asta am crescut și mama face păi tipul ăsta de... Pune și castraveciori aici. Așadar, omletă cu slăninuță, jumări și ceapă. Un mic dejun sănătos. Să-ți încep ziua bine. Mulțumesc mult, Bodi. Eu, mersi. Și aveți și voi timp. 10 minute să faceți omletă cu slăninuță și jumări.